Hristos a înviat. Dragii mei, asta transformă până și în mormântările noastre, în sărbători. Această nădejde a învierii. Aș aduce aminte de faptul că aceste adevăruri despre înviere, dacă nu sunt la temelia credinței noastre, nu știm ce ne facem în astfel de momente. Și aș reciti un text din Evrei pe care probabil îl știți pe din afară, l-am repetat de atâtea ori. Pavel se oprește să uite în ochii celor care nu mai îndrăzneau să creadă în învierea lui Iisus Hristos. Și au zis, poate că Moise ne-ar fi fost de ajuns, de ce să mai credem și basme despre înviere? Și el îi mustră aspru și le spune, asupra celor de mai sus, avem multe de zis, lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să învețe cele din tâi adevăruri ale lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare, și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea, spune Pavel, să lăsăm adevărul începătoare lui Hristos, să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou. Și aici sunt înșirate adevărurile care se termină cu învierea morților și cu judecata veșnică. Fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Veniți cu mine până la mormântul lui Lazar. Poate suntem rudele lui, am venit să mângâiem familia, așa cum facem la mormântări și la priveghiuri, și plângi cât poți plânge cu cei ce plâng, dar nu te doare cum îi doare pe ei, pentru că nu este al tău. Imaginați-o pe Marta, pe Maria, plângându-și fratele, nu știu dacă mai aveau părinți, Scriptura nu ne vorbește. La un moment dat, destul de târziu, mult prea târziu, trecuseră deja peste 3 zile, pe căldura respectivă, oriunde ai pune mortul, n-aveau frigidere. Începea descompunerea. Și apare Iisus cu ucenicii. Și pune o întrebare simplă, unde l-ați pus? Coboară la mormânt, puhoi de oameni după el, el se apropie de gura mormântului și spune, dați piatra deoparte. După care strigă, Lazare, vin afară. Imaginați-i legat fedeleș în fâșile de pânze, cum se gropau atunci, levitând prin aer, iese, se oprește în fața lui Iisus și el spune, dezlegați-i legăturile. Veniți cu mine, nu mult mai târziu, sub crucea Domnului Iisus Hristos. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și a dat Duhul. Și textul spune, îndată perdeaua din lăuntul templului s-a rupt de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care fusese morți au înviat. Ei au ieșit din morminte, după învierea lui s-au dus în cetatea sfântă, s-a arătat multora. Dar poate astea nu le-am văzut și nu le-au văzut cu toții. Mai faceți un pas până în dimineața învierii. Străjile la mormânt, piatra prăvălită peste gura mormântului și un înger din cer vine și atinge cu degetul piatra și o prăvălește deoparte. Străjirii cad ca morți. Când vin ucenicii, mormântul este gol. Maria stă și plânge. Și cel care credea că este grădinarul o strigă pe nume, Marie. Și în clipa aceea, mireasma învierii năpădește sufletul și ea strigă, Rabuni, Rabuni. Pavel își termină cartea scrisă corintenilor care nu mai credeau în înviere. Erau greci, obișnuiți cu filozofiile vremii, obișnuiți cu învățătura Areopagului, strigând în lumina învierii lui Hristos. Corinteni, capitolul 15, versetul 55. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte?
Dragii mei, o astfel de întrebare are sens doar în prezența celui înviat, doar în prezența credinței în învierea din morți. Unde ți este boldul moarte? Unde ți este biruința moarte? Scriptura continuă spunând, boldul morții este păcatul. Și îmi pare rău să vă spun, toți am fost atinși de el. Cu alte cuvinte, moartea sfredelește trupul nostru. Și de aceea ne descompunem și ne pregătim pentru plecare. De aceea, dragii mei, ne naștem ca să murim. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este însăși legea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu însuși ne-a dat pe mâna morții și de aceea, dragii mei, nu avem absolut nicio nădejde ca să ne mântuim singuri. Dar versetul următor strigă în inima și în urechile noastre, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Or, versetul acesta este după o lungă dezbatere legată de învierea lui Iisus Hristos din morți. Cu alte cuvinte, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin înviatul din morți, prin Domnul Iisus Hristos cel înviat. Dacă aș trece printre rânduri și ți-aș pune direct o întrebare, crezi tu în învierea morților? O, am auzit de ea, sigur că da. Spunem adevărat că am înviat la fiecare Paște, dar dacă stau în adâncul sufletului și mă opresc lângă groapa în care voi fi pus mâine eu, mă întreb, să fie oare adevărat? Crezi tu în învierea morților? Veniți cu mine până în Areopagul Atenei. Pavel este luat de filozofii epicurieni și târât acolo să țină o cuvântare despre Dumnezeul acesta despre care a început să vorbească. Și când Pavel rostește cuvântul înviere, toată lumea începe să râdă și îl scot afară ca pe un nebun din mijlocul lor. Trece o vreme, ajunge la Ierusalim și când ajunge la Ierusalim, deși știa ce l-așteaptă, merge în templu, este prins, judecat și aruncat în temniță și apare înaintea lui Agripa și înaintea lui Festus și începe să vorbească despre faptul că Iisus Hristos este întrupatul Fiului lui Dumnezeu, a trebuit să pătimească, dar Dumnezeu l-a înviat din morți și Festus începe să râdă. Nu era grec, era roman. Pavel, ești nebun, multă ta învățătură te-a dus la nebunie. Învierea Domnului Iisus Hristos este piatra de temelie a credinței noastre. Dragii mei, putem vorbi despre o viață mai bună, putem vorbi despre sănătate în trup, putem vorbi despre vindecări și exorcisări, putem vorbi despre orice ți-ai dori pe acest pământ. Dar dacă Hristos n-a înviat, toate astea n-au nicio valoare. A, că trăiești 2 ani mai mult? Că umbli ceva mai ușor, că viața ceva mai ușoară, că scap de astm, că ai Eugen, în ultima instanță, anii trec, mormântul te așteaptă. Dragii mei, când vorbim despre învierea Domnului Iisus Hristos, câteva adevăruri mari vin înaintea noastră. În primul rând, miracolul întrupării. Miracolul întrupării care a făcut posibilă moartea lui pentru tine și pentru mine. În al doilea rând, dovada neprihănirii lui. El n-a fost un om ca mine, atins de păcat, născut din femeie, așa cum am fost și eu născut, ci în chip miraculos prin Tatăl. Dovada neprihănirii lui și dovada neprihănirii noastre. Dar și dovada dumnezeirii Lui, care aduce în sufletele noastre nădejdea care puterea să mă învieze și pe mine din morți. Deci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Dați-mi voie în câteva cuvinte să subliniez aceste adevăruri. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, spune Ioan în prologul Evangheliei sale. Și un pic mai jos, după ce ni se spune că prin El au fost făcute toate lucrurile și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, spune și cuvântul s-a făcut trup, miracolul întrupării, cuvântul, logosul divin, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat a coborât între noi, s-a făcut trup și a umblat printre noi plin de har și de adevăr și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Dar poate vă întrebați, de ce s-a făcut cuvântul trup? Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși s-a făcut deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte
s-a făcut trup, dragii mei, ca să moară. Dacă Fiul lui Dumnezeu a venit să moară și să câștige o biruință prin moarte, o înviere prin moarte, moartea și-a pierdut într-un fel dinții, ghearele, groaza care însuflă în sufletele noastre. Unde ți este boldul moarte? Unde ți este biruința moarte? A nimicit pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și ne-a izbăvit de frica morții. Ne-a izbăvit de frica morții, dragii mei, prin nădejdea învierii pe care a săpat-o în sufletele noastre, umblând printre noi ca înviat. Boldul morții este păcatul, puterea păcatului este legea. Miracolul întrupării și a morții Domnului Iisus Hristos a frânt boldul morții. Cu moartea pe moarte călcând, cântăm noi, pentru că am plinit legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu care cerea condamnarea noastră, condamnarea mea și condamnarea ta. În primul rând, când cred în înviere, n-ar exista o înviere dacă n-ar fi fost o întrupare și n-ar fi fost o înviere dacă n-ar fi fost o moarte de-a binelea. Dar învierea mai spune ceva. Spune că El, deși a fost unul dintre noi, n-a fost ca noi, dar om adevărat, 100% om, dar fără păcat, deși ispitit în toate lucrurile, ca și mine, ca și tine. De aceea Scriptura spune că moartea nu l-a putut ține. Și versetul 57 din Corinteni proclamă acest adevăr. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Mort, aruncat într-un mormânt, piatra prăvălită peste gura mormântului, dar a treia zi a înviat. A înviat din pricina neprihănirii Lui. Dar nu de mult am vorbit despre faptul că învierea nu vorbește doar despre Domnul Iisus. Învierea vorbește în același timp și despre Dumnezeu Tatăl și despre mine și despre tine. Despre Domnul Iisus, învierea strigă neprihănirea Lui. Faptul că, deși a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, a fost fără păcat. Dar imaginați-vă că problema noastră nu e cu Fiul lui Dumnezeu, problema noastră este cu Tatăl care a zis, plata păcatului este moartea. Înaintea Tatălui s-au adunat păcatele noastre, împotriva Lui am păcătuit. Și de aceea, oricâte jertfe i-au adus oamenii în istorie, oricâte rugăciuni, oricâte temple, oricâți preoți au fost, Dumnezeu a rămas cu capul plecat, mânios, pentru că păcatele au rămas nerezolvate înaintea Lui, până când Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu, a purtat păcatele lumii, a plătit pentru păcatele noastre. Învierea Domnului Iisus Hristos din morți vorbește despre dreptatea lui Dumnezeu satisfăcută, despre faptul că pe fața lui Dumnezeu a apărut zâmbetul, liniștea, El trecuse cu vederea păcatele în vremea îndelungei Lui răbdări și un Dumnezeu drept nu poate face lucrul acesta și de aceea aștepta ceasul eliberării, mântuirii Lui din fața oricăror acuzații. Și asta vorbește învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Tatăl este satisfăcut. Dar dacă Tatăl este satisfăcut și nu-i mai supărat pe mine, atunci pot veni în prezența Lui. Atunci moartea este realmente o venire acasă. Gigi spunea ieri, dacă privești lucrurile din cealaltă parte, nu de aici dinspre noi, din cealaltă parte, îl vezi pe Hristos stând în picioare, ca și pe vremea lui Ștefan și așteptându-L ridicat la dreapta Tatălui. Este o întoarcere acasă. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Învierea Domnului Iisus Hristos mai vorbește despre ceva. Despre faptul că, deși L-au crezut doar un om și au bătut joc de El și L-au pus pe o cruce, El nu era doar un om, era Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Și Pavel spune, da, în ce privește trupul, este din sămânța lui David, dar în ce privește Duhul Sfințeniei, este dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Și dacă este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, El este judecător și este mire ceresc. Dacă este Fiul lui Dumnezeu și dacă El este pe tron, dragii mei, într-o zi, când trâmbița va suna, El va striga, mormintele se vor deschide și noi ne vom opri în prezența Lui. Învierea Lui aduce în sufletele noastre nădejdea propriei noastre învierii.
Dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Vă întreb, ce căutați aici? Pentru ce predic? Ce rost au toate acestea? Ba încă suntem dovediți ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă mărturisim că Dumnezeu a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, zadarnică este și nădejdea voastră că păcatele vă sunt iertate. Noi suntem încă în păcatele noastre. Și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Nu putem gusta nici măcar bucuriile vieții. Lăsăm conștiința să ne sfredelească, să ne judece, să ne chinuie, mai bine am răstigni-o și ne-am trăit viața. Să mâncăm și să bem, căci mai ne vom muri. Dar versetul 20 continuă, dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, toți vor învia în Hristos. Întrebarea este, la ce? Vei învia. Întrebarea este dacă vei învia pentru moarte sau pentru viață. Ascultați-l pe Fiul lui Dumnezeu vorbind în Ioan, capitolul 5. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viață în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viață în sine. Și i-a dat puterea să judece, întrucât este o fiu al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Un tânăr a venit la Domnul Iisus și a zis, Învățătorule, ce bine să fac să moștenesc viața, nu moartea? Ce bine să fac! Iar după mulțirea pâinilor, când mulțimea l-a găsit de cealaltă parte a mării, a zis, când ai venit aici? Domnul Iisus știa că ei se gândesc doar la pântecele lor, doar la viața aceasta. Și le spune, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Eu i-au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările Lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și batjocoritori i-au pus o întrebare, ce semn faci tu, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Dragii mei, Domnul Iisus a făcut multe semne, dar există unul pe care nu-L poate tăgădui întreaga planetă, semnul lui Iona. Învierea lui din morți. Și dacă Hristos a înviat, dați-mi voie să strig împreună cu Pavel, unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul. Puterea păcatului este legea. Dacă nu l-ai pe Iisus, n-ai nimic. Pentru că Scriptura spune, odată ce legea lui Dumnezeu este împotriva ta, întrebarea mea este cine te va apăra? Textul se încheie așa, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă nouă, nu lui, nouă ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Hristos a înviat. Nu e așa că asta într-un fel ia tăria, puterea, groaza morții din inima noastră? Hristos a înviat.